Mergem mai departe cu o veste bună pentru bucureșteni. S-a deschis circulația pe pasajul de la Berceni. Lucrarea a fost cerută cu insistență timp de 10 de ani. După luni întregi de întârzieri, sensul giratoriu suspendat e acum gata. După ani de așteptare, bucureștenii pot circula pe pasajul suprateran de pe centura capitalei, aflat la intersecția cu șoseaua Berceni. Era ultimul pasaj de tip giratoriu suspendat, rămas neinaugurat din partea de sud a șoselei. Au fost însă și schimbări ale planului inițial legate de perioada de execuție și de preț. Acest obiectiv a costat inițial undeva 146 de milioane de lei. Valoarea finală 230, aproximativ 230 de milioane de lei. Asta cauzat fiind pe de o parte de inflația și criza generată de conflictul din Ucraina. Una dintre principalele probleme de natură logistică a fost montarea tablierului metalic pe inelul central, ținând cont de faptul că calea ferată este localizată foarte aproape și singura soluție tehnică viabilă a fost devierea traficului de pe centura capitalei pe o lungime de aproape 17 km. Iar traficul intens și cozile interminabile de mașini au afectat zona în ultimii ani. Foarte greu. Până cât s-a construit aici, greu. Se stă mult. Se circula greu pe aripile astea. Acum, cu i-a dat drumul, sper să fie bine. Zilnic, de cred că 7-8 ani, luăm coadă de la, cred că, kilometru până în trecerea de cale ferată. Circul des pe centură, cred că ar trebui centura mărită la două benzi pe sens. Odată cu giratoriile suspendate au fost inaugurate și câteva porțiuni de centură cu câte două benzi pe sens. Însă sunt încă două loturi din partea de sud a centurii unde este nevoie de lucrări. Majoritatea porțiunilor sunt încă în stadiul de proiectare. Pe lângă porțiunile deja lărgite odată cu inaugurarea celor trei pasaje din zona de sud a centurii Bucureștiului, rămân încă 16 km de centură care ar trebui să fie lărgită, unde se circulă cu dificultate pe o singură bandă de mers pe sens. Pe sudul capitalei deja au început lucrările la zona dinspre A1 spre DN5, spre Jilava. Acolo primul lot este deja în lucru și a început bine acel șantier. Lotul 2 este pe finalul proiectării, a început partea de avizare în vederea autorizării execuției lucrărilor. Pasajele supraterane sunt o soluție pentru a decongestiona traficul din zonă. Giratoriile suspendate permit șoferilor să o ia în orice direcție și să evite calea ferată de centură.